Bogdan Mararu a fost condus la sediul DIICOT pentru audier după ce i-a fost percheziționată locuința din strada Privighetorii. Descinderile au avut loc la doar câteva zile după arestarea basarabeanului Vitalie Proca, cel care a tras mai multe focuri de armă asupra unui bucureștean în luna noiembrie. Se pare că Bogdan Mararu ar fi ordonat atacul armat, ținta fiind de fapt Puiu Mironescu. Confuzia a fost generată de faptul că atât victima cât și Puiu Mironescu locuiesc în cartierul bucureștean Vitan, conduc același tip de autoturism de culoare neagră cu numere de înmatriculare asemănătoare. Procurorii de DIICOT au percheziționat domiciliul lui Bogdan Mararu, iar chiar în acest moment este percheziționată mașina acestea, mașina sub care în urmă cu o lună a fost amplasată o bombă. În urma cercetărilor, procurorii au stabilit că bomba a fost amplasată la comanda lui Ioan Mironescu, oponent al familiei Mararu. În total, 6 percheziții domiciliare au fost efectuate în municipiul Piatra Neamț și orașul Rozno, fiind puse în aplicare 4 mandate de aducere. Au fost efectuate 6 percheziții, punându-se în aplicare 4 mandate de aducere. O persoană a sosit deja la sediul Poliției Capitalei și în prezent au loc audieri. Alte 3 persoane sunt pe drum către București. Le așteptăm să sosească în următoarele ore. Cu ocazia perchezițiilor au fost găsite cantități de aur însemnate de ordinul kilogramelor, sume mari în valută de ordinul zecilor de mii de euro și alte obiecte de interes pentru cauză la care nu putem face referire cu exactitate în acest moment. În același timp, procurorii DIICOT au percheziționat locuința lui Puiu Mironescu dintr-un cartier bucureștean. Anchetatorii susțin că acesta ar fi comandat atentatul cu bomba asupra lui Bogdan Mararu din luna ianuarie. Atunci, anchetatorii au reușit dezamorsarea bombei, iar 3 suspecți au fost reținuți. Procurorii susțin că mobilul atentatului cu bombă ar putea avea la bază atacul armat din luna noiembrie din cartierul Vitan. După finalizarea percheziției, Puiu Mironescu a fost condus de asemenea la sediul DIICOT pentru audieri.